Before I introduce my distinguished panel, I will actually introduce my less distinguished self. My name is Craig Terp. I'm the editor of Emerging Europe, which is a London-based think tank, which is committed to promoting the social and economic development of 23 countries of Central and Eastern Europe, of which Romania is one. Although we are based in London, I actually live in Bucharest and spend just a week every month in London. I've lived in Romania for 20 years now, so it's a country that I'm familiar with. I'd just like to say thanks for the invitation to the Aspen Institute, to the Primaria Constanta. Constanta is a city that I know well, and I'm glad that this event is taking place and events like this in Constanta are taking place, because I think it shows that Constanta is ready to emerge from the rather vast shadow which Bucharest tends to cast over the rest of Romania. One of the things that we at Emerging Europe have noticed in all of the 23 countries we cover is that this part of the world is highly centralized, and there is a capital-first mentality in most of these countries. And it's good that Constanta, along with Cluj and Timișoara and a couple of other cities, are now ready to actually take the initiative on their own. So joining me this morning, Ramona Manescu, who is an MEP and who is from Constanta as well, I believe. Christian Narcu, who is the IFC's senior country officer for Romania and the Republic of Moldova. Venera Vlad, who is from the EBRD. We've got Marcel Horoiu, who's from the World Bank in Bucharest. And Juana Gheorghiade, who is Director of Corporate Underwriting at Banca Comercială Română. We've already spoken or heard a lot about infrastructure this morning. It is kind of the elephant in the room. I came from Bucharest this morning by train, and I will be going back tonight. There aren't many cities in Romania where I would be able to do that. You know, in fact, Constanta is one of few places where you can get to relatively quickly, whether it's by road, whether it's by rail. So, you know, my first topic of discussion, as it were, for the panel is, we've heard a lot about Constanta becoming a center for goods coming into Europe, but it's no good if those goods come to Constanta, clear the port with all of these wonderful innovations that we've been hearing about. They then go up on the railway to Bucharest, or they go up on the motorway to Bucharest, and then they get stuck on the DN1 or the DN7. Who wants to pick this up? Ramona, what's the view from Brussels, as it were? Thank you very much. Good morning, everybody. I don't know if I shall speak in English or Romanian. I have prepared my talking points in Romanian, to be honest, because every time when I'm in Romania and now in Constanta, I do prefer to speak Romanian. In the European Parliament, I always speak English and French, so I do miss it. But I do hope that everybody has its own headset, so I can use this opportunity and be happy speaking Romanian. Mulțumesc mult. Sigur, dacă ne punem întrebarea cum se vede de la Bruxelles, această regiune, nu doar Constanța, regiunea Mării Negre, vă pot spune foarte clar că această regiune, cel puțin în momentul de față, și este un moment pe care chiar nu trebuie să-l ratăm, în momentul de față este privită cu mult mai mult interes decât era poate acum 10 ani sau chiar 5 ani. Odată cu ocuparea Crimeei de către Rusia, un duș rece pentru foarte mulți dintre noi, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană, am realizat că acest punct, Constanța, și această regiune a Mării Negre, da? Această regiune europeană a Mării Negre, este deosebit de importantă, nu doar din punct de vedere economic, dar mai ales din punct de vedere al securității pe care trebuie să o livreze
Uniunii Europene. Noi suntem totuși o graniță care până acum a fost foarte bine apărată, trebuie să o apărăm în continuare însă, pentru că lipsa de securitate atrage după ea lipsa proiectelor economice. Sau, mai rău, acolo unde deja sunt proiecte economice, abandonarea lor. Deci, securitatea în același timp ne păzește pe noi în interiorul Europei, dar creează premisele pentru o dezvoltare economică, pentru că discutăm despre oportunitățile economice, trebuie neapărat să avem în vedere contextul în care discutăm despre oportunitățile economice în această regiune. Și cred că la Bruxelles, în momentul acesta, se discută mai mult despre aspectul securitar și aici domnul primar a punctat foarte bine inclusiv dimensiunea de cyber security, care este foarte importantă, aspectul militar, sigur că da, și este bine că suntem partea NATO și încercăm să fim o contrapondere la expansiunea militară a Rusiei în regiune, dar toate acestea, sigur, pentru noi, ca români, și pentru Constanța, trebuie să se traducă până la urmă, în mod pragmatic, așa cum spuneau antevorbitorii, trebuie să se traducă în beneficii economice și dezvoltarea economică a zonei. Tot privind dinspre Bruxelles, vă pot spune că suntem într-un moment foarte favorabil nouă, pentru că nu doar pentru că ne aflăm în mod fericit pe traiectoria a trei rute de transport, sigur, insuficient utilizate, insuficient dezvoltate, așa cum spunea domnul președinte Joană, coridorul 4 de transport, din fericire, până la București funcționează, mai departe până la Arad nu, și aici este doar vina noastră. Coridorul 9 de transport, care, sigur, aparent a fost abandonat de Bruxelles, dar nu a fost abandonat de Bruxelles pentru că Bruxelles și-a pierdut interesul, ci pentru că România, pentru o perioadă foarte lungă de timp, nu și-a exprimat interesul prin realizarea acestui coridor, practic. Și coridorul 7, care este iarăși foarte important, poate unul dintre cele mai importante din punctul meu de vedere, poate domnul Manfred Saiți împărtășește această opinie, este coridorul 7, coridorul care reprezintă Dunărea, da? Și transportul pe Dunăre, care practic în momentul acesta este favorizat. Da? Transportul pe Dunăre este favorizat de orice politică europeană, pentru că îndeplinește toate condițiile și de mediu și de eficiență economică pentru cei care vor să transporte. Sigur că vorbind de coridorul 7, aici implicațiile sunt mult mai mari, legătura, conexiunea cu hinterlandul, dezvoltarea, cel puțin în România, pe cei 1075 de kilometri, cea mai lungă distanță a Dunării este în România. Avem 16 porturi, dintre care Galațiul este cel mai mare port la Dunăre și este și port maritim. 16 porturi care pot fi dezvoltate, care pot constitui centre economice de-a lungul Dunării. Așa cum de foarte multe ori am discutat și ne-am dorit să realizăm acest lucru. O să revin mai târziu și la motivele pentru care niciodată nu facem ce ne propunem. Deci, regiunea Dunării este foarte importantă și apoi portul Constanța, care port Constanța, din fericire, în ultimii ani a avut o politică, o abordare foarte sănătoasă, s-a îndreptat cu foarte multă înțelepciune spre est, spre vecinătatea estică, care este o prioritate a Uniunii Europene și care ne oferă o platformă extraordinară de a prelua leadership-ul pe această zonă. Constanța, România, poate fi lider în relația, conectivitatea, conexiunea cu estul, cu vecinătatea estică, cu Caucazul, cu regiunea Mării Caspice. Avem deja parteneriate cu portul Baku. Anul trecut am participat la semnarea protocolului cu portul Baku, port Constanța, port Baku. Avem parteneriatele cu Batumi și cu Poti, cu discuții. Iată,
Ana, sigur că da. Deci, portul Constanța a reușit să facă primii pași. Doar că portul Constanța trebuie să fie susținut, pentru că doar semnarea unor protocoale nu înseamnă nimic. Semnarea unor protocoale, sunt sigur că da, o declarație de intenție, da, vrem ca voi să fiți poarta noastră de intrare în Uniunea Europeană și aici s-a muncit foarte mult și a fost un efort combinat, conjugat, pentru a aduce aceste porturi în Constanța și nu mai departe, eu știu, sunt și, e și Burgasul are totuși capacitate mai mică decât Constanța, dar încercăm să atragem cât mai mult în Constanța, pentru că, din fericire, Constanța are avantajul acesta extraordinar de a se conecta foarte ușor cu Dunărea. Deci trebuie sprijinit și portul și trebuie sprijinite proiectele acestea foarte mari de dezvoltare, pentru că portul Constanța o fi el cel mai mare port la Marea Neagră, dar nu și-a atins nici pe departe potențialul pe care îl are și semnele sunt destul de slabe, pentru că nu există foarte mult sprijin financiar. Acolo nu poți dezvolta un port și o infrastructură ca cea portuară și ceea ce avem noi în portul Constanța este imposibil de dezvoltat fără o investiție considerabilă. Și domnul director general de la Petromidia spunea foarte clar lucrul acesta. Alte porturi, într-adevăr, portul Bacu, că vorbeam despre el, este puternic susținut de bănci, într-adevăr. Și sunt foarte multe porturi din Europa care au fost puternic susținute în dezvoltarea lor de băncile din țările respective. Deci un sprijin mai mare și din zona aceasta a băncilor ar fi cu adevărat benefic, pentru că eu cred că există un avantaj de ambele părți. Și cred că este un win-win pentru părțile implicate. Trecând mai departe, Constanța nu are doar avantajul acesta de a se afla pe rute de transport, doar pe rutele de transport, se află și pe rutele energetice. Și aici este un alt avantaj care conferă Constanței o poziționare deosebită. Și într-adevăr trebuie să fim foarte atenți, iar autoritățile, nu doar cele locale, pentru că autoritățile locale și ele la rândul lor trebuie susținute de autoritățile centrale. Autoritățile centrale mai degrabă trebuie să se aplece un pic mai mult pe proiectele acestea mari și când mă gândesc la proiectele energetice, sigur că mă gândesc la legea offshore. Să sperăm că se va găsi echilibrul cel mai potrivit între interesul pe termen lung al României și nevoia de stabilitate și predictibilitate pe care orice companie care investește o cere. Da? Deci au nevoie companiile, investesc foarte mult pentru exploatarea în offshore. Deci ai nevoie de predictibilitate și stabilitate. Și în plus avem câteva proiecte, avem proiectul Agri, care este, sper eu, încă pe agenda noastră, pentru că toate demersurile au fost făcute, toate parteneriatele au fost semnate și cred că ar fi un beneficiu foarte mare pentru România să finalizăm și să implementăm până la urmă proiectul Agri, pentru că acest proiect Agri ne va conecta mai departe cu Brua, care este deja într-un stadiu avansat de pregătire. Brua, un proiect european, sigur, care se referă la independența energetică a Uniunii Europene față de Rusia. Și iată că, din nou, România este poziționată favorabil. Dacă știm să folosim toate aceste avantaje pe care le avem. Brua m-aș bucura foarte mult să fie finalizată până în Austria, așa cum a fost inițial gândită, nu doar până în Ungaria, dar aici sigur că discuția este un pic mai complicată și intervine politicul, intervin alte
componente la nivel european, influențe și interese. Și cu toate astea, România a fost foarte angajată, foarte puternic angajată în acest proiect și sper ca el să se concretizeze. Deci, Constanța este foarte bine poziționată pe rute de transport marfă, pe rute de transport energetic. Este ca și factor de stabilitate și securitate în zonă foarte importantă și pentru NATO și pentru Uniunea Europeană. Nu are nevoie decât de contextul european și proiectele mari europene, practic, ne avantajează și ne susțin, nu trebuie decât, poate acum în al 12-lea ceas, în ultimul moment, eu cred că este ultimul tren pe care îl mai avem, cel puțin așa cred eu, poate sunt eu mai pesimistă, măcar acum în al 12-lea ceas, să fim suficient de inteligenți. Eu nu vreau să critic guvernul de acum și nu vreau să critic niciun guvern, pentru că și eu am făcut parte dintr-un guvern și niciun guvern al României în ultimii ani nu a gândit mai departe de o problemă de moment. Și problema de moment, în general, era foarte mult legată de cum să-i mulțumim pe alții. Mai puțin de cum să construim pentru noi, pentru viitor. Și când mă gândesc la cum să-i mulțumim pe alții, noi am fost foarte mult concentrați în proiectul acesta. Prima oară a fost NATO, apoi a fost Uniunea Europeană, foarte prinși în proiectul acesta în care am vrut să dovedim că suntem niște parteneri buni și am vrut să-i mulțumim pe alții. Pe alții, pe partenerii noștri din Uniune și din NATO. Uitând până la urmă că dacă noi am fi suficient de puternici, și partenerii noștri ar fi mulțumiți de un așa parteneriat. Deci, cred că am pierdut tot timpul din vedere și de asta nu vreau să critic guvernul acesta, vreau să critic modalitatea noastră de a gândi atunci când suntem la guvernare, indiferent din ce partid și în ce perioadă, de a uita că suntem acolo pentru interesul României în principal. Și dacă România este puternică, este dorită ca partener. Dar haideți să o facem puternică. Și aici cred că e important ca și autoritățile locale să fie susținute. Domnul primar are într-adevăr proiecte foarte bune, este foarte energic, este foarte implicat. Mi-aș dori foarte mult să aibă și sprijinul de care are nevoie cu adevărat din partea autorităților centrale, pentru că altminteri nici Europa nu poate face nimic, nici Bruxelles nu poate face nimic dacă noi nu facem nimic pentru noi. Și asta s-a dovedit în cele mai multe situații, în special în relația cu fondurile europene, pe care am știut să le pierdem cu foarte multă maestrie de fiecare dată când am avut ocazia să le folosim. N-aș vrea să termin în nota aceasta pesimistă, dar totuși eu îmi exprim speranța că cel puțin de acum încolo vom ști, mai ales că există astfel de dezbateri, înseamnă că există și dorința de a mișca lucrurile un pic într-o direcție bună. Vă mulțumesc!